Doamne, seara, sunt Natalia Cheftenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Mi-era somn, mă doresc capul tot, nu mă uita pe corp. Mi-era într-un fel, nu știu, nu are cum să mă uit la corp în eu. Mi-a început a urâ corpul într-un fel. Această tânără povestește cum o noapte de vară de acum 3 ani i-a întors viața pe dos. Am văzut o barbierie și m-a tulburat și a dansa. Îmi spărim că tu nu poți să bei în cuneac, am zis că hai. Și am pus cuneacul la gură și l-am băut. Fata povestește că a mers cu prietenii la iazul din sat. Acolo, amicii ei ar fi pus-o să bea alcool și să consume droguri, după care 4 dintre ei ar fi violat-o. Eram pantaloni dat până la genunchi, eu dădeam să trag, nu puteam, nu aveam putere în mine. După asta a trecut, sau nu se minte cum a fost rândul ăla dânsu, dar... Fata spune că după ce o noapte întreagă a fost bagiocorită de cei 4 tineri, aceștia ar fi dus-o la o casă din sat. Acolo, calvarul a continuat, își amintește ea. Și aici m-a dezbrăcat, m-am pus în pat, îmi scădeam bași și mi-e fric. M-am valiat cel, m-a dezbrăcat, de jos, și s-a abuzat de mine. Timp de 3 ani, tânăra nu a povestit nimănui despre ce i s-a întâmplat. Însă acum 2 luni ea a ajuns la spital, unde și-a destăinuit durerea în fața unui psiholog. S-a văzut stresată și acolo a scris pe o foaie, nu știu ce, s-a dat tătecul și a spus, tipa, duceați la psiholog. Într-o fel că eu s-a iară, că eu s-a și vinovat, că din cauza mea. Atunci și părinții fetei au aflat despre cele întâmplate. Totuși, aceștia nu sunt convinși de toate mărturiile fiicei și bănuiesc că ea ar ascunde ceva din acea noapte. Pentru a-și convinge familia, tânăra a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum va răspunde tânăra în fața expertului poligraf? De ce părinții fetei nu-i cred toate mărturiile? Dar și ce va povesti despre acea noapte proprietarul iazului, unde ar fi început totul? Aflați în această ediție. Tânăra care povestește că amicii ei au abuzat-o sexual are acum 20 de ani. Deși a tăcut timp de 3 ani, acum ea vrea să demonstreze familiei, dar și celor din jur, că nu a dus o viață desfrânată și că este victima unui viol. Să o încurajăm! Bună seara! Bună seara! Din păcate nu pot să te numesc astăzi pe nume, pentru că trebuie să te protejăm. Dar, în primul rând, vreau să-ți mulțumesc că ai venit astăzi să spui ceea ce ți s-a întâmplat. Pentru că sunt convinsă alte mii de femei se află în locul tău și preferă să tacă. Iar tu, totuși, ai spart această tăcere. Și atunci, chiar îți mulțumesc pentru curajul pe care ai avut. Și acum, dacă ești pregătită, poți să ne spui ce s-a întâmplat în acea zi și acea noapte din vara lui 2018? Lucram tineri la noi în sat și noi ne-am adunat cu băiese, eram trei tineri, doi băiese, eu. Ne-am adunat cu băiese și să împărțăm banii și ducem acasă. Și acolo au venit doi băieți și ne-au propus, au zis că hai cu noi. Am zis că unde? La Iaz. S-a întrebat și mesi acolo, mi-a spus și mesi, am zis că hai. Dar ce ți-au spus? Ce este acolo, la Iaz? O petrecere. O petrecere? Da. Și eu m-am dus... Știai cine va fi la această petrecere? Da, mi-a spus cine va fi. Da? Și cine trebuie să fie? Era multă lume? Era mulți. Câți mulți, dacă ți-amintești? Undeva la vreo 10 persoane, poate mai mult erau. Erau și fete și băieți? Era numai o fată și eu. Și restul băieții erau? Da. Tu îi cunoșteai pe toți bine? Aproximativ pe toți. Toți erau din satul vostru, da? Ca să înțeleg. Da, unul mă ating, dar era din satul vechi. Așa. Mă s-a acolo și am servit de două barbiere. M-am spărit cu un băiat care el era învățat la polițist la noi în sat. După să bea un coniac și eu m-am spărit, am zis că hai. Dar de ce ai decis să te pui la rămășag? Nu știu ce era în mintea mea atunci.
M-am spărit coniac și am băut coniacul și... Ai băut o sticlă întreagă de coniac? Da. Și m-am dus mai... M-am luat un băiat mai la vale, tipa să-mi dă o țigară. O țigară? Da. Tu fumai? Da. Și m-am dus mai la vale și mi-am dat cam o țigară, cam stranie, nu semăna și zapucul. Și... Avea un miros în... așa... Nu știu, parcă mirosul deosebit. S-a fumat țigara aia și mi s-a făcut rău, vreau să dorm. M-am dus acolo, la iaz erau niște căsuri, m-am dus mai la deal să dorm. M-am pus acolo, sunt doi băieți, m-am întrebat ce e cu tine. S-a zis, dați-mi pace, vreau să dorm. Și m-am stat și minute cu mine și s-a dus. După asta eu m-am trezit cu pantaloni pe la genunchi, băieții deasupra mea. Îți aduce aminte câți erau? Trei erau la număr la Iaz. La Iaz au fost trei? Da. Tu cum te simțeai în acel moment? Adică puteai să te împotrivești? Nu, încercat puteam, să le zici ceva? Nu aveam putere. Dar ai încercat să te împotrivești? Da, am încercat să întreb pantaloni și nu se primea. Ei vorbeau cu tine în acel moment? Spuneau ceva, dacă ți-aduce aminte? Da, spuneau, stai, stai ca moș, stai, stai, stai ca moș. Tu le-ai dat de înțeles că tu nu vrei să faci asta? Sau... Da, am zis, dat la o parte. Am dat de înțeles că am început să mă plânge. Ai început să plângi? Da. Ce-a urmat după? După ce s-a terminat, m-am dus în Eurozacu, sunt... acolo nu erau bani. De la Telner și am citat plânge și mă duc să mănec în Iaz de fric și a spui părinții unde mă duc eu. Tu erai decis să te sinucizi? Da, m-am dus, m-am fundat Iaz, m-am scos din Iaz. Ei te-au scos din Iaz? Da, un violator și unul care era acolo. Deci unul dintre cei care te-au abuzat, și, dar alții în acel moment unde erau? Mulți erau dus, erau rămas doar cinci. Și ei te-au scos din apă? Da, m-a scos, l-a trimis pe cel mai mic care s-a abuzat de mine să mă scoată și m-a mai tras un băiat la mal, să mă sâneau la mal. Să vin în ferie, că mă durea cap și nu aveam putere în mine. Dar simt, te rog, atunci, în acel moment când ai vrut să te neci, vorbea alcoolul în tine? Sau, nu știu, țigara ce e stranie, fumată? Nu, eu te m-am speriat, mi-era greață de tot ce s-a întâmplat, să vreau să mă nec. Ți era frică de cineva sau...? Da, mi-era frică și să întâmple că mi-a stricat viața. Te-au scos la mal? S-am stat la mal o perioadă până a venit paznic sau stăpân, nu știu cine era. S-au zis să mă iei, să mă iei de acolo. De acolo a venit un băiat cu motocicletă și m-a luat, m-a dus la casă la unul dintre băieții dat. Tu știai unde te duce el? Nu știam, m-am zis cu dumă undeva. Și m-am dus acolo și băiatul care a venit m-a abuzat și el acolo. Și acolo s-a întâmplat iar cei din trei care erau la Iaz, încă doi m-au abuzat iarăși. De tot au fost patru? Da. Spune-mi, te rog, cum ai reușit să pleci de acolo, să scapi de ei? Am mai stat, pe ce termină tot abuzurile, am mai stat să dezaprindesem la puteri. Și am încercat cumva, nu știu, să-i alung și am văzut că gata să duc acasă. M-am dus, mi-am spălat hainele și m-am băiat, m-am spălat pe corp, mi-era greață. M-am îmbrăcat și m-am dus acasă, cât unul dintre ei dormea, stăpânul acasă dormea și eu m-am dus. Eu vreau să te întreb, ce le-ai spus părinților tăi atunci când ai ajuns acasă? Le-am spus că am băut, am fumat, nu se minte ce am făcut. Ei erau acasă? Ei erau la o nuntă, a doua zi au venit și m-a încitat, strigat la mine unde am fost, ce am făcut, cu cine am fost. Tu le-ai zis atunci ce ți s-a întâmplat? Nu le-am spus adevărul, le-am spus doar că am băut, am fumat, am adormit, că am dormit. De ce nu le-ai povestit ce s-a întâmplat? Nu știu, mi-era frică. Nu vreau singur să cred în asta. Îți era frică de ce? Că nu te vor înțelege? Da. Nu te vor crede? Da, da.
Hai să vedem ce ne-ai povestit mai devreme despre copilăria ta și despre relația ta cu părinții. Atenție. Dar cum a învățat? După putere, eu nu știu, am lăsat 7, 6, poate putem mai mult, dar din cauza vocabularului. Scădea nota. Colegii de timp s-au râs de mine că cu pronunțarea umblam la psiholog, la logoped și cam tot timp când pronunțam ceva se râdeau pe seama mea, tipa, că ies grasă sau că eram întâi slabă. Pe asta m-am îngrăsat de-am că slăgești, că ies cu, mă rog, numeau, mă săieu, mă strâmbau. Nu prea, toma ultima clasă nouă mă ajuta să mă păca cu două fete. Nu prea am avut prieteni. Eu, între nouă, luam să învățam seara după orele 5, lucram servitoare la magazin, în locul ei. Eu să mă simt seara eu și eu, într-un fel, o jucam. Din cauza asta, tot erau cu tine? Da, vineau acolo la magazin mai mici, mai mari ca mine, beau ceai, vărsau special, să râdeau. Pe timp, nu știu, râdeau, făcea râu, sărțărită, corți, vărsau pe acolo. Eu, fiind mai timid, nu puteam spune nic. La ziceansă nu prea a fost tare frumos. M-am intrat în grupul ăsta de tineri și într-un fel m-am pierdut pe mine. Și la fuma, abia, cotam la petreceri. Adică mămica nu-mi permitea să stau cu alți fete și pe mine asta mă enerva. Și eu din contra și spunea să nu fac, eu fășeam. Ascultând istoria eroinii noastre, ne dăm seama că, sau știința ne povestește, cercetările ne spun că comportamentul ei, de fapt, este un comportament tipic pentru adolescenții și, în general, pentru femeile care sunt abuzate sexual, pentru că, în acest moment, sau în acel moment, din cauza incapacității de a te apăra sau de a te proteja și însăși abuzul este un stres foarte mare, persoana suferă de un stres post-traumatic, da? Trauma care s-a întâmplat cumva îi schimbă în totalitate posibilitatea de analiză, de a gândi, de a lua decizii și câteodată celorlalți care, slavă Domnului, nu au trecut prin astfel de experiențe, cumva le s-ar părea că nu este logic ce a făcut ea sau nu este bine, nu este corect, trebuia să te duci acasă, să ceri ajutor, să strigi, orice, dar din păcate nu este așa, pentru că sunt niște legi pe care funcționează creierul uman și aceste legi nu pot fi anulate. Mai ales luând în considerație factorul ăsta social în care noi trăim și suntem educați. De obicei, femeia este vinovată în tot. Și sunt sigură că pe parcurs o să fie accentuat și acest aspect. De ce nu a povestit părinților? Pentru că, cu siguranță, pe interior știa sau presupunea, intuia că o să fie tot ea acuzată de comportamentul ei. Din punct de vedere psihologic, aș vrea un pic să caracterizez perioada asta de vârstă, de 16 ani și istoria pe care am auzit-o despre copilăria eroinii noastre. Din păcate, aici putem sublinia o comunicare disfuncțională cu părinții și o, din cele povestite și din cele ce am auzit în acest filmuleț, relația nu era o relație constructivă sau comunicativă sau o relație foarte apropiată. Da? Și din acest motiv, adolescentul, atunci când ajunge în perioada de răzvrătire, și este normal pentru că este o criză de identitate, atunci el se regăsește, din motivul că nu are la cine apela sau nu are o persoană apropiată, nu se poate deschide, părinții nu îi sunt sprijin. Acum nu îi judecăm pe acești părinți, da? Nici într-un mod, nu spunem că nu sunt părinți buni, posibil că ei nu au știut și mulți și până acum nu știu. Copilul cumva este deziluzionat și cumva este confuz în alegerile pe care le face. Mai luăm în considerație faptul că eroina noastră a suferit de bullying, da? De acest fenomen atât de urât, foarte des întâlnit în școli. Când copilul are o deficiență sau cu ceva, se deosebește de seminii săi în grupul social, la școală, la grădiniță sau în alt grup în care îl frecventează, de obicei ceilalți copii, pentru că așa iarăși este firea umană și pentru că părinții nu învață copiii să fie toleranți cu semenii lor, au început pe ea să-i accentueze sau să-i formeze un complex de inferioritate. Din acest motiv, când a ajuns la 16 ani, s-a afiliat unui grup
răzvrătit, da? Cu siguranță, dacă o să o întrebăm, cum erau prietenii ăștia din grup sau ce fel de grup era? Cu siguranță era un grup cam de oameni sau de copii care nu prea ascultau părinții sau cumva aveau un comportament din ăsta mai revoluționar, de neascultare, de devianță, da? Unde se bea, se fumează, se face anumite lucruri. Și ceea ce vedem aici, de fapt, este un scenariu clasic și este un scenariu pe care nu putem să spunem că eroina noastră cumva a greșit cu ceva sau nu este corect. Era un copil la 16 ani care avea nevoie de foarte, foarte mult ajutor. Și nu doar atunci la 16 ani, dar începând cu nașterea ei, da? Începând cu grădinița, începând cu momentul când au observat părinții că are defect de vorbire, pentru că ea foarte mult se complexează din cauza lui. Eu aș vrea să te susțin. Ești foarte, foarte bravo că ai spus, chiar dacă peste 3 ani, dar ai spus, ești puternică, fii tare și mergi până la urmă. Uneori, ceea ce ne se întâmplă în școală lasă o amprentă și pe viitor. Atâta timp cât ai fost izgonită de colegi, probabil și profesorii multă atenție acolo nu ți-au acordat, asta și-a cauzat acest complex în interiorul tău. Respectiv, ai fost tratată un pic altfel decât ceilalți, un pic diferită. Și înjosirea asta care ți-au cauzat-o în timpul adolescenței, când era elevă, nu ți-a permis să-ți formezi un caracter puternic, nu ți-a permis să te aperi pe tine atunci când vezi că ești înjosită de alți oameni. Ce ține de părinți, eu nu cred că ar trebui să-i învinovățim. Noi venim din niște timpuri în care probabil nici părinții noștri nu aveau cele mai bune cunoștințe de a educa copiii. Noi am fost deprinși cu nu se poate, este rușine, ce o să vorbească lumea și fii cu minte, că dacă nu o să fii cu minte, o să te pedepsim cumva, într-un fel sau altul, sau de cele mai multe ori, pedepsile erau de gen fizic. Evident că copiii nu puteau fi deschiși cu părinții lor de a vorbi deschis, liber, despre problemele care li se întâmplau. Și este o chestie frească, că acel adolescent, independent de cine nu este el înconjurat, are nevoie de dragoste, are nevoie de atenție, are nevoie de prieteni. Și ea cumva s-a refugiat într-un grup de copii sau adolescenți, unde a crezut că ar putea găsi acea atenție, acea prietenie. Însă această părere a fost una greșită pentru că a cauzat și niște consecințe. Nu este ușor să vorbești despre niște acte de viol, mai ales când tu ești victima acestor situații. Este destul de dificil și dacă observăm acum, de cele mai dese ori adolescenții recurg la acte de sinucidere. Faptul că ea a avut o tentativă deja este destul de grav, dar ea a găsit forțe să meargă mai departe. Și pentru asta meriți toată aprecierea, pentru că să depășești o asemenea tragedie din viața ta, să găsești putere să vorbești, să spui public, asta înseamnă că tu deja ai format un caracter. Bravo. Mulțumesc. Ție! Mulțumesc, Violina. Eu vreau să te întreb, știu că după acel caz tu ai plecat din țară pe o perioadă. Zi-mi, te rog, dacă a fost decizia ta sau ai fost impus? Nu a fost decizia mea. Într-un fel așteptam, poate, părinții să răzgândească, să mă răs la școală. Dar am încercat să mă răs după voia lor, poate cumva se va schimba situația. Unde te-au trimis ei? La Rusia, la tata. Asta a fost decizia lor, ca să înțeleg ca ce? Ca o măsură educativă? Ca să... Da, ca să nu mai fiu... În acea gașcă de prieteni care te influențau negativ, da? Asta era. Ei au vrut, practic, să te ferească de acești prieteni. Da. Unde fumai, zici că consumai alcool și restul. Spune-mi, te rog, abia după 3 ani ai decis să vorbești despre ceea ce s-a întâmplat. Da. Totuși, ai decis. Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să te deschizi? Vreau să încep în viitor nou și tot timpul putem peste trecut. Vedeam oameni din trecut, vorbe,
într-un fel, nu știu, intrasem în depresie. Ceva timp să nu observam. Și tu ai înțeles singurică că anume acest fapt cumva te... Da, mă măcina faptul dat, deși eu și-am făcut eu să merită asta. Ți-a trebuit niște timp ca să faci acest pas sau atunci când ai mers la medic știai deja că, uite, o să o faci? Și de ce te-ai destăinuit unui om străin, practic, nu? A fost un psiholog, nu? De la o instituție medicală. Până atunci, la psiholog, eu m-am străit concubinul meu. Și deja a început să-mi fie mai ușor. Suntem la psiholog, nu știu, avem încredere în oameni. Deci tu ai simțit o ușurare atunci, da, când ai vorbit despre asta. Da. Știu că părinții tăi, totuși, nu te cred pe deplin. Da, cred că eu inventez. Mi se pare dubios că am tăcut atâta timp, nu am spus nimic. Că părinții au mai vorbit cu dânsul, am încercat să afle adevărul și au mințit că totul nu a fost nimic, tot a fost bine. Și într-un fel, am început a cred și eu minciuna dată. Îmi părea că nu, poate... N-am imaginat eu, poate, dar cred că așa e mai bine, așa. Ce ai simțit atunci când proprii tăi părinți nu... Durere, când nu te crede cineva care, nu știu, apropiat. Mi-imaginez, mai ales când este vorba de părinții tăi, de cei mai apropiați oameni, nu? Da. Din păcate, în Republica Moldova și nu numai, s-a creat așa o... Au creat, societatea a creat o găoace împrejurul victimelor sexuale, că ăsta e vinovat, că nu trebuia să ducă în locul respectiv. Societatea condamnă nu agresorii, dar se creează o viziune negativă față de victimă. Eu cunosc cazuri când au fost nevoiți să părăsească localitatea, au fost nevoiți să plece cu toată familia, chiar și din Republica Moldova, ca să se apere de atacul vulnerabil la societății, a comunității, că uite, e om rău. În orice caz, ce a făcut? A fumat, a consumat alcool, se afla într-o echipă de tineri care duceau în mod necorect, abuzul sexual, violul este o infracțiune. Și noi trebuie să o cercetăm în baza unui codului penal. Și numai în cadrul unei investigații, în cadrul cercetărilor penale, se va demonstra cu lux de amănunte ce a fost, cum a fost, cine este vinovatul, cine s-a făcut vinovatul, dar aici este la față, este infracțiune. Este o infracțiune gravă în care a fost agresat sexual de un grup, nu de o persoană, de un grup de persoane care ulterior cred că și-au mai, acționat-o fizic și psihologic ca să părăsească acea localitate. Nu a plecat de una singură. Eu, în opinia mea. Dar împrejurările au impus-o ca să părăsească localitatea. Ești poartă să duci unde ai fost, în cămașă de noapte, cum era. Mai sunt mame, dar așa apăr copii, dar să fie și mai vinovat, să fie și mai o criminală. Nu înțelegem singur eu. Au fost, ori nu au fost. Unde stai tu? Și fete stai tu? Fetele astea care stai tu nu sunt fete bune. Zic, tati, hai cu mine la spital, să vedem ce cu tine. În curând vom afla ce spune unul dintre tinerii pe care eroina noastră îi acuză că au abuzat-o sexual. Această tânără povestește cum o noapte de vară de acum 3 ani i-a întors viața pe dos. Lucram tiner la noi în sat. Și acolo au venit doi băieți și ne-au propus să hai cu noi. Am zis, unde? La Iaz. S-a întrebat și mai este acolo. Mi-a spus și mai, am zis, hai. Acolo, amicii ei ar fi pus-o să bea alcool și să consume droguri, după care 4 dintre ei ar fi violat-o. Am servit două pari de bere, m-am spărit cu un băiat
După să beau un coniac și eu m-am supărit, am zis că hai. Și am băut coniacul și m-am dus mai... M-am luat un băiat mai la vale, tipa să-mi dă o sigară. Și m-am dus mai la vale și mi-am dat cam o sigară, cam stranie, nu se mână și zapucul. S-a fumat sigara aia și mi s-a făcut rău, vreau să dorm. M-am dus acolo, la iaz erau niște căsuri, m-am dus mai la deal să dorm. După asta eu m-am trezit cu pantalonii pe la genunchi, băieții deasupra mea. Fata spune că după ce o noapte întreagă a fost bagiocorită de cei patru tineri, aceștia ar fi dus-o la o casă din sat. Acolo, calvarul a continuat, își amintește ea. S-a niște a plânge și mă duc să mănec în iaz. Tu erai decis să te sinucizi? Da, m-am dus, m-am fundat în iaz, m-am scos din iaz. Eu termen speriat, mi-era greață de tot ce s-a întâmplat, vreau să mănec. Când mi-a stricat viața, de acolo a venit un băiat cu mătășletă. Și m-a luat, m-a dus la casă, la unul dintre băieți i-a dat. Și m-a dus acolo și băiatul care a venit m-a abuzat și el acolo. Și acolo s-a întâmplat iar cei din trei care erau la iază, încă doi m-au abuzat iarăși. Timp de trei ani, tânăra nu a povestit nimănui despre ce i s-a întâmplat. Însă acum două luni ea a ajuns la spital, unde și-a destăinuit durerea în fața unui psiholog. De ce nu le-ai povestit ce s-a întâmplat? Nu știu, mi-era frică. Nu vreau singur să cred în asta. Știu că părinții tăi, totuși, nu te cred pe deplin. Mi se pare dubios că am tăcut atâta timp, nu am spus nimic. Părinții au mai vorbit cu dânsul, am încercat să afle adevărul și i-au mințit cu totul, nu a fost nimic. Și într-un fel, nici nu putea crede și eu minciuna dată. Pentru a-și convinge familia, tânăra a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum va răspunde tânăra în fața expertului poligraf? De ce părinții fetei nu-i cred toate mărturiile? Dar și ce va povesti despre acea noapte proprietarul iazului, unde ar fi început totul? Aflați în această ediție. În această seară vorbim despre o tânără care povestește că ar fi fost violată de către patru amici de-ai săi. Aceștia ar fi pus-o să bea și să consume droguri, iar apoi și-ar fi bătut joc de ea toată noaptea. Fata a tăcut despre asta timp de trei ani, dar recent i s-a destăinuit unui psiholog. Totuși, ea ne-a spus mai devreme aici în platou că apropiații săi nu o cred. Astfel, ea a decis să treacă testul la detectorul de minciuni, ca să le demonstreze părinților săi că spune adevărul. Cum a răspuns fata în cadrul testului, aflați în curând. Dar mai întâi, să o auzim pe mama ei, care a venit astăzi în platoul nostru. Să o întâmpinăm. La fel, eu vă mulțumesc că ați ajuns astăzi aici și ați avut curajul să vorbiți despre această mare tragedie, eu cred, în familia voastră. Eu vreau să vă întreb, știu că dumneavoastră nu o credeți până la capăt pe fata dumneavoastră, care afirmă că a fost violată. Spuneți-mi, vă rog, de ce? Dacă mie nu i-a spus nouă de atunci când s-a întâmplat, iată cum am unii s-a deschis și a spus nouă tot este. Și anume asta vă face să nu o credeți până la capăt? E s-a închis în trânsa, totdeauna nu spune nici ca o mamă, tot ce doare. Eu de multe ori spunem mama, mami și... Eu... Mama ta, eu sunt mai bună prietenă, mama. N-am ascultat fetele, nu, te uitat pe fete și fac fetele. E totdeauna. Dar că spuneți-mi, vă rog, ca să înțeleg, dumneavoastră credeți că ea poate minți despre viol sau doar despre anumite detalii, ca nu, să ne fie nu clar? Nu cred că minți, e spune. E o tânță în sufletul ei și ea, mă, că nu vreți să spun, că m-a avut o cheată în suflet. Vreți să-mi spună și o avut. Și totuși dumneavoastră nu o credeți? O cred, că e copilul meu și o cred că așa ceva a fost. Dar de ce ea a venit aici în platou și spune că voi nu o credeți? Și mai mult decât atât, a trebuit să treacă testul la detectorul de minciuni ca să vă dovedească exact vouă, părinților ei, că totul a fost așa cum spune ea. Vă spun, vedeți că atunci ei nu i-au spus când s-au întrebat, mamă, a spus. Spuneți-ne, vă rog, deschis, aici. Ce anume
vă face să bănuiți că ea nu spune adevărul? E atunci când s-a întâmplat în țara și ea s-a dus de acasă și a fost dus la... Lucra la o cafenea, a fost lucrat în țara și ea până la ora 4 dimineața. În țara și ea, soțul a venit acasă la Moscova. Și noi așteptam să vină ea. Era ora 5 și tot nu vinea. M-a sunat-o, el ne închide telefonul, nu răspundea. Am unul, am soțul s-a dus, s-a întrebat, ba pe unul, ba pe altul, până la ora 9, încătat-o pe dânsa. Tot nu răspunde. Noi pe mine am luat și... Pentru că ies mai duce, uneori a ieșit să îi dădem voie să ducă. Mamă, dă-mi voie, te rog să mă duc și eu cu fetele. Mama îți dă voie, dar până la 12, vine de vreme acasă, nu știu, toată noaptea. Eu uneori vine și la ora 4 vine, eu mai o cărăm. O de vine pe timpul și am și bătut-o, așa, bucat-o de gâță. Și îi spunem, unde stai tu, și fete stai tu. Fetele care stai tu, nu sunt fete bune. E tot ca că mă ură pe mine, că deși nu-i dau voi să duc și e cu fete, cum duc toate fetele, cu o țâmpire din scurt. Și după și atunci, în seara și noi, în ziua și ne-am dus la vreo 10, ne-am dus la o nuntă, am avut o nuntă, ca să vină e. M-a întrebat pe ei din de aia, cunoscut, nu știu eu nimic din ăsta. După și ei, la nuntă, pe drum am sunat acasă, eu răspundem la mobil. Zic, mami, tate, tata, a întrebat, unde ai fost tu? Dar voi ați venit abia a doua zi, spune fata dumneavoastră. Da, noi ne-am dus. Dar în tot acel timp în care ați fost la nuntă, înțeleg că a fost într-o altă localitate. Deci ea putea să nu... Nu știu ce se întâmple ceva cu ea. Voi habar nu aveați, nu? Cum nu avem habar? Noi am sunat-o. Sau voi o sunați în acea noapte? O sunat-o. E pe două și o răspuns la telefon. O vorbim cu noi. Zic, și tu ai venit acasă, da, mam, tată. Zic, ai grijă de ea, sora ta micicuță, noi să venim. Bun, am vorbit să vă liniștiți. Și apoi a doua zi am venit la nuntă. Ei era acasă. Am luat-o și am întreprins, m-am întrebat, ce-ai făcut, unde ai fost? Eu a spus că a fost malul Iazlui. Dar spuneți-mi, vă rog, în ce stare ați găsit-o atunci când ea, când ați voi ați revenit acasă? Era ora 5 dimineața, ei dormea, eram. Tata ei a sculat-o. Ei era cam ulea, ca păcă era tulbură, așa la față. M-a întrebat unde a fost. E tășie, nu spune nică. El a luat acolo, mai ucărât-o ca un tată. Ați bătut-o? Nu, de bătut nu a bătut-o. De bătut, i-a dat tata o palmă. Nu a dat o palmă. Plus că ieși pe poartă, du-te unde ai fost, în cămașă de noapte, cum era. Eu ieși până în locul răzii, eu am zis că Ilie, dă-i pași la soț. Las-o, zic, dacă zic, faci lucrul ăsta, eu zic, așa, bolnavă, zic, vrei să mă vrem pământ pe mine. Și el a luat sus în camera lui și s-a pus pat. Eu m-am dus lângă dânsa. Zic, unde ai fost? Spune-mi că ca o mamă unde ai fost. E tot tășie, tot tășie. Filmul nu-i deschis, mi-a spus că a fost. A luat-o niște băieți prin de aia, cu motocicleta pe malul ea, să facă un grătar, nu știu, acolo e. Sus acolo, s-a băut, biere, băură, coniac, nu știu, băut. Atunci v-a povestit că a fost violată? Da, mi-a povestit că a fost. Că a fost violată? Nu mi-a povestit că a fost. Și a fumat tot țigarul, scurat cum fumau acolo. Și mai mult a zis că nu țin nimic ce a fost. Când s-a trezit spre dimineață, s-a trezit că dormea acolo, într-o parte. Zic și nu țin minte nică. Dar drept ca aici la, de la gâta vie, ca când, ca, vă spun, scuzați, când te sărut, ceva. Zic și într-o făcut aia. Stai cu un băiet aici care e prieten de ei, nu știți nică. Am un, i-am spus o tată, soțul, i-am lămurit ea, ca așa, și soțul a luat, a vorbit și el cu dânsa. Prima de luni s-a dus soțul meu, s-a dus la spital, la, acolo într-un sat. Nu era ginecolog, era moașa. Și-a trecut acolo. Voi ați dus-o la ginecolog? Da, acolo, la moașa a dus-o. De ce ați dus-o la ginecolog, ca să înțeleg? Ei nu ține minte și eu și-a fost. Sper că nu ține minte și-a fost, că am dormit. Un bătaș și-a dormit. Și mai mult decât atât, a dus-o soțul dumneavoastră? Da, el s-a dus cu dânsa. Și-a spus că... Păi, tot normal, a dat analiză, nu avem boală nici, nu are boală, tot e spre bine. Și eu zic că înseamnă că nu a fost nici, am dormit acolo, am fost bată, atâta s-a mântuit, cu asta s-a mântuit. Și e ca cu mamă, ea e spune, băieții, ne-am întâlnit cu băieții, băieții și ea spune că o să fie acolo stat mai târziu, cum s-a dus, dar cum s-a întâmplat nici în timpul ăla. Dar ea m-a deschide tot ce s-a întâmplat, noi n-am știut. Dacă spunea atunci, dar ea m-a spune, nu vreau să ne spună. Dacă spunea atunci, ce era? Mergem mai departe, facem și apa, în privința la asta, dar și eu tăcut, nu spus, am spus, zic, cine ai spus atunci? Că n-am vrut să știți cu metale să fie bolnavă și tata duc undeva pe pușcărie pentru dâns și fac ceva tata. E că asta vorbă, nu-a spus-o. Și până am tăcut, ca când
nu putut. Am vreau să spun la toată lumea, știi, eu nu-s vinovată. Nu știu ce mai avut, eu mai auzit vorbe prin sat, că din cazul ăsta ceva de prin zăul traumat, așa de tare, și eu măs la aestea. Uitați-vă, nu-i straniu ce s-a întâmplat. Noastră, aveți o doză de vinovăție. Da, mă iertați, pentru că sunt atât de direct, dar eu o să vă spun. Cum ați dumneavoastră copilul ăsta să vă destăinui ce s-a întâmplat, dacă dumneavoastră nu ați avut o relație de prietenie? Voi ați venit la o nuntă, după un chef, după o seară de distracții, și ați venit cu pretenții la copil, l-ați trezit din somn, nu l-ați lăsat să doarmă, dar ați luat-o unei fost și ai făcut, și a doua zi ați dus-o la ginecolog. După mine, chestia asta nu e normală. Chiar dacă copilul nu a fost o noapte acasă, chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, urma altă atitudine să aveți și altă tactică de discuții. Eu presupun, copilul ăsta a fost gonit în școală de colegi, care are un defect la vorbire, că are mai mult kilogram în plus. Dumneavoastră acasă nu ați fost miloasă cu dânsa, sau în genere cu soțul nu ați fost miloasă cu dânsa. Păi bine, și copilul ăsta a luat-o pe o cărare greșită. A început să consume alcool, a început să fumeze. Păi de acolo au survenit. Voi în loc să-i oferiți dragoste, să-i oferiți prietenie, să-i oferiți acea căldură familială, dar voi ați gonit-o și voi împreună cu întreaga societate și întregi colegi, oameni care pe dânsa o înconjurau. Evident că ei venea foarte greu să spună ce aici s-a întâmplat. Pentru că eu nu exclud că ea aștepta să primească și bătaie pentru asta. Pentru faptul că a fost abuzată de cineva. Nu așa se construiește o relație dintr-un copil și părinți. Nu așa. Și până la urmă, de asta ați avut pe eu să o duci la ginecolog. Mai sunt mame, dar așa apăr copiii, dar să fie și mai vinovat, să fie și mai o criminală, dar să fie nu știu cum. Dar copilul meu, copilul meu nu-i vinovat și nimic. Dar dumneavoastră că ați avut așa niște atitudini în cercul, înăuntru familiei voastre, că v-ați purtat cu ea ca cu cel mai mare dușman. Păi, voi sunteți cei care ați împins-o la viața asta, la pașii ăștia, la acțiunile astea, de a fumea, de a bea, de a se duci în cercuri unde cu oameni, cu, nu știu, cu adolescenți nu prea buni. Voi sunteți cei care ați instigat-o la lucrurile astea. Și acum ce? E târziu să schimbați ceva. E foarte târziu. Urma o altă atitudine să aveți. Să vă iubiți copilul. Iată cine avea nevoie copilul vostru. De dragoste, de prietenie, de mângâiere. Dar nu să-l huiduiți la fiecare pas pentru fiecare întârziere de oră acasă. Eu să-mi permit să nu fiu de acord cu, și nu este personal evident, dar o să-mi permit să nu fiu de acord cu colega de platou. De ce? Pentru că, haideți să fim sinceri, nu trăim într-o societate în care parentingul sau modul de a educa copiii este ceva la ordinea zilei. Spațiul, locul unde trăiește această familie și, cu siguranță, proveniența. Uitați-vă, eu sunt sigură că această mamă poate să ne povestească despre viața și copilăria ei niște lucruri care posibil că o să ne lase mască pe toți. Și eu chiar cred că ea a făcut maxim posibil pentru copilul ei din ce a știut. Pentru că lucrând cu oamenii la cabinet și auzind istorii și de genul ăsta destul de des, în spatele lor de obicei sunt niște părinți care, în spatele acestor copii care nu au fost susținuți, ajutați, compleanță și prezența părinților în copilărie, faptul că el a suferit de bullying, dar părintele n-a fost alături și n-a înțeles. De obicei, părintele despre care vorbim a avut o viață groaznică sau au avut niște experiențe în copilărie inacceptabile. A avut și el o istorie foarte grea. Și de obicei, ce fac părinții? Pentru că vedem în fața noastră, nu vedem o femeie alcoolică sau nu vedem niște oameni degradați. Vedem niște oameni care nu-și mai băteau copiii fără motiv sau prea mult. Nu știu, eroina noastră o să ne spună. Îl pedepseau cum este obișnuit la noi, la țară, în Republica Moldova, să mănânce copiii bătaie când fac prostii. Că alte mecanisme de control și de a acționa asupra copilului nu se știu, nu de atâta că omul nu vrea, dar pentru că nu cunoaște și dragostea de obicei și o exprimă în felul ăsta, să-l controleze, să-l asuprească, să nu-i da voie, asta este dragoste. În curând vom afla ce spune unul dintre tinerii pe care eroina noastră îi acuză că au abuzat-o sexual. Totodată vom auzi ce povestește despre acest caz proprietarul Iazului, unde tinerii au petrecut noaptea. Dar acum îl invit în platou pe tatăl fetei.
El zice că a stat de vorbă cu unul dintre amicii implicați. Despre ce au discutat, dar și de ce nici el nu crede tot ce povestește fiica lui, aflăm imediat. Bună seara, bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. La fel ca și pe fiica și pe soția dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc în primul rând că trebuie să ai curaj ca să vii și să povestești despre asemenea lucruri în platou. Chiar vă mulțumesc din suflet. Și pentru fiica dumneavoastră și pentru mii de alte fete care s-ar fi aflat în situația ei. Vreau să vă întreb mai întâi cum ați aflat dumneavoastră despre acest eventual, să zicem, viol? Fost înștiințat de soțel. Fata a fost, a luat o scoare de acasă, de la Eu am venit la locul la serviciu de acasă, soția îmi spune că fata e la poliție. Ne-am dus la poliție, la și vedem ce se întâmplă. Când m-am dus acolo, era la nervi. Am intrat la poliție, a întrebat ce se întâmplă acolo. Au scris o declarație. Deodată am citit declarația și e precum... Și anume din acea declarație ați înțeles... Da, precum s-a bătut, a fost viol câțiva ani în urmă. E greu să descrii ce simte un părinte, probabil, când citește așa ceva. Vreau să vă întreb care au fost primele gânduri. La ce v-ați gândit? Nu înțelegem singur eu. Au fost, ori nu au fost. Pentru că... În seara cei care nu au fost acasă, când se spune că a fost violuista, eu venisem taman de după graniță. Eram acasă, ei nu ne-au spus până la poliție n-am aflat. Eu n-am răspuns niciun răspuns la asta. S-am spus, tăte, că a fost așa, ori mamă a fost așa. Eu am fost, am întrebat-o pe dânsa atunci, unde ai fost, ce ai făcut? Nu ne-au spus nică de asta, ne-au spus că a fost acolo. A fost cu tare băieți, cu tare, dar nu ne-au spus că a fost viol. Au întrebat-o tot bine, tot... Da, pești tot zi, parcă bănuiem eu ceva, nu ne ieșe la mine din suflet. Zicea, dar, tată, ia hai cu mine la spital, să vedem ce cu tine. Pentru dumneavoastră era important să aflați, să o duceți la ginecolog în acel moment? Da. De ce era atât de important? Pentru că eu am avut o relație cu un băiet, și eu știam asta. Fii voia lor bună. De că la iaz au fost mai mulți, malul s-a întâmplat, temă că eu să controlez. Atunci am dat analizele la infecțiile, la vice infecție, cum se spune, la bolile veneroase. Mi-au spus că tot bine. Doctorul care parte feminin nu era, a rugat o moașă bătrână, că s-o poate verifica dacă nu-i bătută, nu-i ruptă, nu... Tot bine era, nu mai avea aici un sărut adânc și gata. A întrebat-o, a fost ea acolo, nu ne-a spus, o spune tăticul, nică nu a fost. Cum credeți, iată, după ce ați aflat de la poliție, din acea declarație, cum credeți, de ce ea atunci nu v-a zis despre ce Eu am întrebat-o, nimeni a spus, am măcos că era în grijă că să nu faci detalii ceva. Erați, ați fi fost în stare? Pe mama. Dacă aflați în acel moment că ar fi bătut joc de ea 4 inși, erați în stare să le faceți ceva? Atunci se rezolva mai ușor, atunci putea adresați la poliție. Nu, vorbim acum despre faptul că ei era teamă, că dumneavoastră puteți să faceți ceva, să zic, nechipzuit. Nu, eu stăt bine și nu mai avea să redesemblă atunci când să descoperim este atât. Atât s-a întâmplat atunci. Eu am întrebat-o mai devreme pe soția dumneavoastră, dar vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Ambii, din câte am înțeles eu, nu credeți până la capăt, da? Sau sunt anumite lucruri pe care nu le credeți din ceea ce povestește fata? Eu o cred pe dânsa, dar sunt unele momente care puțin îndoieli este. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba? Pentru că nu ne-a spus până amu și în ziua de azi nu spune cu gura ei. Eu am auzit așa, dar să-mi spui mie drept în față, nici amă nu spune. Și asta vă face să aveți îndoieli? Încredere, dar o durere, o
Deci și cum întreb, și nu vreau să spun, tot cum nu vreau. Că e rușine, mă gândesc, poate... Haideți să o întrebăm pe ea. Poate e ceea ce așteaptă acum părinții tăi să le spui. Nu știu, mi-era frică. Mă simțeam eu vinovată în tot. Dar mă pot să-mi spui? Mi-era frică, spun. Ce s-a întâmplat acolo? Tablou groaznic în care 7, 5, 4 băieți violează și abuzează de copilul lor. Știa ce faci, m-am dus într-o parte ca să nu mă audă nimeni. Cât încredere vii tu înainte mine și atunci, tu n-ai avut încredere în tata, ia-ți tata, iau ce-am învățat. Dumneavoastră vreți să vă deschidă niște taine și niște necazuri care el are interior? Nu înțeleg ce relație aveți în familie, dar e strașnic. Pentru că mărturiile eroinei noastre sunt puse la îndoială chiar și de către rudele ei, fata a decis să treacă testul la detectorul de minciuni, ca să demonstreze că spune adevărul. În noaptea când ai fost la Iași cu prietenii tăi, 4 tineri te-au violat?